Guvernul polonez a decis să interzică importul de cărbune din Federația Rusă în timp ce alte state europene încă așteaptă deciziile Comisiei Europene. Polonia nu este dispusă să aștepte atunci când vine vorba de sancțiunile pentru Rusia în contextul izbucnirii războiului din Ucraina. S-a decis ca importul de cărbune să fie blocat chiar dacă deciziile la nivelul Comisiei Europene în această privință întârzie să apară. Referindu-ne la problemele de securitate, am făcut un pas mai departe și am propus reguli care blochează importul de cărbune din Rusia la nivel de țară. Acest lucru va fi înscris în lege. Nu mai putem aștepta reacția UE. Prin urmare, se introduce o astfel de interdicție, a spus Peter Müller, purtătorul de cuvânt al guvernului. Republicii. Mai mult, Polonia consideră că Consiliul European are o atitudine pasivă în ceea ce privește impunerea de noi sancțiuni, chiar dacă până în acest moment tot mai multe țări și-au propus să fie independente energetic de Rusia, nu au fost luate măsuri concrete.